Maria Enache și Cristian Leonte vă prezintă știrile Pro TV. Doamnelor, domnilor, bună seara! Și bun găsit la știri, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. 180.000 de euro, aceasta este suma scandaloasă pe care ar fi câștigat-o zeci de părinți români, prinși de autorități că își exploatau sexual copiii, inclusiv bebeluși abia născuți. Iarna e tot mai prezentă pe șosele, a nins în centrul și nordul țării. Mulți dintre șoferii care nu aveau mașinile echipate corespunzător au ajuns direct în șanț. Și crește îngrijorător nivelul de analfabetism funcțional. Tot mai mulți elevi nu pot înțelege un text pe care îl citesc, iar România a obținut cel mai slab rezultat din ultimii 9 ani la testele PISA 2018. Începem cu o descoperire șocantă făcută de autorități. Zeci de părinți români sunt suspectați de procurori că s-au filmat în ipostaze indecente alături de copiii lor, iar în acest fel, incalificabil, au primit bani de la pedofili străini. În cadrul sesiunilor transmise în direct pe internet au apărut inclusiv prunci nevinovați de câteva luni. Mai multe persoane au fost trimise deja în judecată. Alți indivizi bănuiți că au legătură cu povestea au fost ridicați și duși la audieri. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Operațiunea de amploare a procurorilor de ICOT a pornit după ce o femeie a fost descoperită că și-a abuzat bebelușul de 4 luni, iar o alta s-a filmat împreună cu cei doi copii ai ei, o fetiță de 1 an și un băiat de 3. În ambele situații, clienții erau americani. Se întâmpla în urmă cu 3 ani, iar poveștile tulburătoare au fost prezentate pe larg la știrile Pro TV. Caz abominabil descoperit de polițiștii și procurorii români asistați de agenți FBI. De atunci, procurorii români, ajutați de Europol și FBI, au mers pe fir. Oamenii legii au descoperit că pedofili de pe tot globul erau abonați la aceste show-uri înspăimântătoare furnizate de români. Este vorba despre cel puțin 26 de bărbați din Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Noua Zeelandă, Olanda, Canada și Belgia. Urmându-le tranzacțiile financiare, autoritățile au reușit să le ia urma. Inițial au identificat 23 de așa ziși actori, părinți și complicilor. Au fost ridicați din Giurgiu, Prahova, Galați, Brăila, București, Olt, Iași și trimiși în judecată. Astăzi sunt audiați alți 9 suspecți din București, Prahova și Galați. Unii dintre ei și-au recunoscut faptele și le-au pus pe seama sărăciei. În total vorbim de peste 35 de copii cu vârste cuprinse între doar 3 luni și 7 ani, victime inocente care erau folosite de proprii părinți pentru a satisface pornirile bolnave ale unor indivizi din străinătate. Iar pentru acest lucru, pentru o singură sesiune, primeau între 100 și 300 de euro. Coșmarul multor copii s-a întins pe parcursul unor ani. Din cercetări a reieșit că în perioada 2014-2018 cei în cauză ar fi purtat prin intermediul unei aplicații mai multe conversații cu mai multe persoane cetățeni străini. Aceștia s-au angajat în mai multe sesiuni video, audio, în direct, în timp ce și-ar fi exploatat sexual copiii minori în schimbul unor sume de bani ce au fost transmise prin serviciile de transfer rapid de monedă. În total, în conturile românilor au intrat în jur de 180.000 de euro. După audieri, procurorii vor decide dacă și pentru cine vor cere arest preventiv. Acuzațiile sunt printre altele de viol, pornografie infantilă sau complicitate la pornografie infantilă în formă continuată. Este iarnă deja în mare parte din țară după ce viscolul a suflat cu putere. Drumurile din Alba, Brașov, Bistrița, Năsăud, Suceava, dar și din Mureș, Orharghita au fost acoperite pentru câteva ore de zăpadă. Șoferii au întâmpinat probleme serioase, chiar au ajuns în șanț. Până și mașinile de poliție venite să descurce lucrurile au rămas blocate. În tot acest peisaj, într-o localitate din Bistrița, niște muncitori s-au apucat să asfalteze, chiar când ningea mai bine. Nu aveți o fată. În Bistrița, pe drumuri s-a format un strat gros de zăpadă, care le-a dat mari bătăi de cap șoferilor. Cine se ajute însă? Acest muncitor aruncă nisipul cu mâna dintr-o remorcă. După turcatul m-am vrut să opriți doi spuși de la altul drumului. În cealaltă parte e mai rău drumul. Plătim taxe degeaba. Nu se poate pentru că nimeni nu a curățat drumul. Deci nu se poate așa ceva și cu cauciucuri de iarnă. În ideea că sunt cauciucuri noi, deci nu merge. Așa ceva totuși. Avem atâtea sisteme în care monitorizează temperatura, se știa că o să vină iarna, că o să ningă și uitați ce se întâmplă. În final au intervenit 2 lucrători de la drumuri județene. Aici primărie dare. Păi unde sunt? Eu nu știu. Probleme au avut și cei de la poliția rutieră. Uf.
dacă unii șoferi s-au trezit cu mașina în șanț, alții au renunțat și au făcut cale întoarsă. Nu mai urcăm, coborâm înapoi. Păi uite-și acolo, asta e România. I-o luat pe nepregătit iară. Lucrurile n-au stat mai bine nici în județul Suceava. Este iarnă și în Botoșani. Pe drumul național 15, între localitățile Toplița și Borsec, mai multe tiruri care aveau cauciucuri de vară au înaintat cu dificultate și au încetinit mult circulația. Pe Transfăgărășan, la cota 2000, stratul de zăpadă măsoară 25 de centimetri. Șoseaua nu va mai fi curățată până la vară, iar circulația este oprită. Accesul în zona înaltă a munților Făgăraș este posibil doar cu telecabina. În plină ninsoare, aseară, în localitatea Ardan, din Bistrița Năsăud, se asfalta de zor, deși stratul de zăpadă avea 10 cm. Revoltați, oamenii au filmat scenele halucinante. Vedeți mașina care vine cu asfalt. Deci vă dați seama, afară ninge, undeva la 10 cm avem, și la Ardan se toarnă asfalt. Din capitolul prostia e fără limite. Primarul a primit bani de la guvern, a organizat licitația, iar lucrările au început în primăvară. Culmea, primul strat de asfalt s-a turnat abia aseară, când ningea serios. Am sunat la stația de asfaltare să întrerupă mașinile pentru asfalt, că vremea nu mai permite turnarea asfaltului. Din păcate, două mașini erau pornite deja pe drum cu asfaltul în ele și dacă nu va fi bună, firma își asumă, o să-ți caută afară porțiunea respectivă de asfalt. Și o să torni alt asfalt. După temperaturile scăzute înregistrate pe timpul nopții, pe străzile lăturalnice din stațiunile de pe Valea Prahovei s-a format polei. Din păcate, drumarii au acționat doar pe DN1. Cred că nu s-a dat cu antiderapant cu nimic deocamdată. A nins și în Apuseni, iar pe pârtia Vârtop, administratorii au pornit tunurile de zăpadă. Cel mai probabil, peste câteva zile se va schia bine. Meteorologii anunță că scăpăm de ninsori, dar vine un val de aer foarte rece, care va dura până în prag de weekend. Minimele vor ajunge la minus 15 grade și în capitală nopțile vor fi reci și vom avea minus 6 grade. Sindicaliștii și membrii guvernului au vorbit astăzi limbi diferite. În timp ce primii nu acceptă un salariu minim majorat cu peste 100 de lei, propunerile de la Palatul Victoria sună cu totul altfel. Le discutăm pe larg în câteva momente. Un plin de benzină sau motorină ar putea costa mai puțin de la 1 ianuarie. Supraacciza la carburanți este o prostie, cred deputații liberali din Comisia de Buget Finanțe și susțin eliminarea ei. Ar aduce o economie medie de 20 de lei la fiecare plin. Tot astăzi, liberalii au propus și renunțarea la impozitarea contractelor de muncă part-time. Votul final pentru toate aceste măsuri este programat mâine. La un plin de 50 de litri, supraacciza înseamnă în acest moment aproximativ 20 de lei din prețul total al carburantului. Încă de când s-au instalat la guvernare, liberalii au anunțat că vor să renunțe la această taxă. A generat o inflație extrem de mare în România. De ce? Pentru că a avut un impact pe întreg lanțul economic. Supraacciza a fost introdusă de guvernul Ponta în 2017, iar banii strânși astfel trebuie să ajungă într-un fond special destinat construirii de autostrăzi. În consecință, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii nu susține eliminarea accizei. La nivelul companiei sunt încasări de peste 15 milioane de euro. Dacă le diminuăm, va trebui să solicităm suplimentar bani de la bugetul de stat. Impactul bugetar nu este unul care să ne sperie. Liberalii spun că după introducerea supraaccizei, bugetul de stat a avut încasări mai mici, pentru că transportatorii și-au făcut plinul din țările vecine, unde combustibilul este mai ieftin. Însă unii parlamentari susțin că după eliminarea unor taxe, nu au scăzut întotdeauna și prețurile. La un moment dat s-a scos această acciză în mod complet, iar prețurile n-au scăzut pe măsura eliminării acestei taxe. Inițiativa PNL a avut și susținerea socialdemocraților, iar puterea și opoziția s-au înțeles și în privința renunțării la impozitul pentru contractele part-time. În acest moment, orice angajat care lucrează 2, 4 sau 6 ore plătește aceleași taxe calculate la nivelul salariului minim. Această măsură a condus la dispariția practică a unei forme de angajare normale și a introdus un lucru absolut negativ, acela de a plăti mai mult decât câștigi. De anul viitor, toți angajații cu contracte part-time vor plăti contribuțiile sociale și impozitele proporțional cu suma câștigată. De asemenea, aleșii au adoptat o inițiativă legislativă prin care jurnaliștii sunt scutiți de la plata impozitului pe venit.
Sindicaliștii și guvernul nu s-au înțeles pe tema creșterii salariului minim. În vreme ce reprezentanții angajaților au cerut măcar 100 de lei, executivul și-a menținut ferm oferta de 83 de lei, de care vor beneficia peste 1,3 milioane de români. Demnitarii vor câștiga însă până la 1000 de lei în plus în urma acestei majorări. Sindicaliștii au plecat dezamăgiți de la întâlnirea cu membrii guvernului. Premierul a comunicat la sfârșitul întâlnirii de astăzi că ia în analiză propunerile pe care noi le-am avansat. Ne va comunica în zilele următoare decizia pe care o vor lua. Discuțiile privind majorarea salariului minim pe economie s-au purtat în jurul sumei de 100 de lei. Cei de la Blocul Național Sindical au cerut 114 lei, iar cei de la Cartel Alfa 100 de lei. Cum premierul le-a spus din start că singura soluție este majorarea cu doar 83 de lei, sindicaliștii au cerut în schimb scăderea taxelor pe salariul minim și corelarea lui cu coșul minim pentru un trai decent. În ceea ce privește sindicatele, au venit cu niște propuneri care le analizăm, dar ele vor sta mai degrabă la baza discuțiilor ulterioare pe care le vom avea în cursul anului viitor. Practic, executivul își menține propunerea avansată săptămâna trecută, prin care salariul minim pe economie se va majora cu 7%, ceea ce va însemna că un angajat plătit la acest nivel va primi în mână un salariu de 1346 de lei. Cu salariul minim pe economie sunt plătiți în prezent 1,3 milioane de români, majoritatea în sectorul privat. Demnitarii și aleșii, de la șeful statului, premier, parlamentari, primari și până la șefii de autorități, au și ei de câștigat de pe urma creșterii salariului minim. Indemnizațiile lor sunt raportate la acest venit. Această creștere de salariu minim pe care o propune, spre exemplu, aduce 80 de lei pe net la un salariat cu salariu minim, iar, mă refer la domnia voastră, 1000 de lei net. Ok. Da. Avem simulările făcute. Ce mai sunt? La un parlamentar înseamnă un plus de 789 de lei. La un primar de oraș mare, nu la București, 687 de lei. Repet, la unul cu salariu minim pe economie, deci sunt 80 mai de lei. Mai vedem cum stăm cu legarea indemnizațiilor de salariu minim. Schimbul de replici a avut loc în contextul în care sindicaliștii cer ca indemnizațiile celor cu funcții de demnitate publică să nu mai fie legate de salariul minim. Pe de altă parte, guvernul ia în considerare decuplarea cuantumului amenzilor de salariul minim. România a obținut cel mai slab rezultat din ultimii 9 ani la testele PISA 2018. O arată raportul lansat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD. Nivelul de analfabetism funcțional a crescut cu 5% în ultimii 3 ani. Adică avem tot mai mulți elevi care nu pot înțelege un text pe care îl citesc sau nu pot face simple operații, de tipul transformării prețurilor din lei în euro. Ministrul Educației a declarat într-o conferință de presă că nu știe ce subiecte au avut elevii de rezolvat și că se gândește să introducă o oră de lectură suplimentară sau să schimbe subiectele evaluării naționale. Colegul nostru Mihai Peticilă a consultat datele. Bun găsit! Testele PISA evaluează sistemul de educație pentru că elevii de 15 ani care dau acest test sunt la finalul învățământului obligatoriu și se presupune că educația pe care o au e rezultatul politicilor duse de stat în acest domeniu. Și ce ne arată pe cele trei domenii evaluate? Citire, matematică și științe. Iată, pe toate trei aici sunt rezultatele, suntem în scădere. Cu verde este matematica, coloana aceasta, și avem cea mai mare scădere dintre toate țările Uniunii Europene. 14 puncte față de 2015. La citire, coloana galbenă, am ajuns aproape de nivelul la care eram în 2009. Iar la științe e de asemenea o scădere. Aceste 400 de puncte înseamnă că elevii au răspuns în medie la 4 subiecte din 6 posibile. Asta în condițiile în care 44% nu au trecut de nivelul de bază, nivelul 2. Acestea sunt punctele procentuale ale analfabetismului funcțional. Adică, la citire, de exemplu, unde avem o creștere până la 41%, tinerii știu să citească, dar nu înțeleg ce li se cere să facă mai departe cu acel text citit. Doar 1% rezolvă cerința cea mai dificilă, media excelenței la nivelul țărilor OECD fiind de 9%. La matematică, creșterea analfabetismului funcțional e și mai mare, 47% față de 39% cât aveam în 2015. Elevii nu au reușit să facă, de pildă, transformarea unor prețuri din lei în euro. În mod surprinzător, ministrul educației susține că nu știe ce subiecte au avut copiii. Nici eu nu cunosc exact care sunt aceste întrebări, care sunt itemii formulați. Nici expertul care a coordonat testarea PISA nu a avut un răspuns clar, deși a participat alături de ministrul la declarații. Unii itemi sunt de
Înțelegeți semnificația, da? Exact. Bifează un răspuns dat, un răspuns deja construit și în funcție de răspunsul pe care l-au ales, el este mai corect sau mai puțin corect. Psihologul Daniel David susține că școala, în loc să se uite la modele vestice și să facă educația în legătură cu prezentul, folosește metodele trecutului, care sunt cel mai adesea expirate. Cineva care acum are 15 ani și are o formă de analfabetism funcțional, să ne gândim că peste 3 ani va vota. Peste 3-4 ani intră în câmpul muncii sau la studii. Ăștia sunt oamenii care trebuie să dezvolte România. Cum să dezvolți România când analfabetismul funcțional este la acest scor? Nu mai are sens să-l pui să memoreze, ci trebuie să-l înveți pe copil unde să caute cunoștințele. Cum să filtreze, de exemplu, cunoașterea de pseudocunoaștere? Cum să facă față la ceea ce se cheamă fake news? Cum să aibă gândire critică? Printre măsurile anunțate de ministru sunt analiza școlilor care au dat testele, posibila modificarea subiectelor de la evaluarea națională și introducerea unei ore de lectură. La citire, analfabetismul funcțional a crescut. După ce zeci de mii de infractori au fost eliberați mai devreme în baza recursului compensatoriu, iar unii dintre ei au comis din nou fapte groaznice, acum aleșii fac un pas înapoi. Inclusiv cei de la PSD, susținătorii înverșunați ai proiectului. Decizia a fost parafată astăzi prin votul deputaților juriști. Urmează votul în plenul Camerei Deputaților și promulgarea de către președintele Iohannis. După toate acestea, condamnații nu vor mai beneficia de zile libere dacă au fost încarcerați în condiții neadecvate sau dacă au prestat zile de muncă. După 2 ani de la intrarea recursului compensatoriu în vigoare, parlamentarii au făcut primul pas ca să anuleze legea. Socialdemocrații, cei care până acum s-au opus vehement, s-au răzgândit și spun că este scrisă prost. Însă, abia după ce peste 20.000 de deținuți au fost eliberați înainte de a-și ispăși pedepsele. Suntem cu toții conștienți de efectele nocive ale acestei legi. Preferăm cu toții ca acești bani să se plătească, numai să nu mai moară oameni, să nu mai fie violate femei și așa mai departe. Niciun stat din Uniunea Europeană nu își poate permite să se joace cu siguranța propriilor cetățeni. Singurii care au mai avut obiecții au fost chiar artizanii acestei legi, Florin Iordache și Eugen Nicolicea. Ei susțin că abrogarea va atrage amenzi usturătoare de la Comisia Europeană pentru Drepturile Omului, având în vedere că deținuții stau în aceleași condiții în închisori. Chestiunea aceasta cu abrogăm și nu scriem ce se întâmplă după chestia asta sau nu explicăm la populație, e doar praf electoral. Nu credeți că era mai bine dacă veneam cu o măsură de îmbunătățire și de modificare a legii? Poate legea care am scos-o în Parlament nu a fost cea mai bună. Ca atare, ministrul Justiției promite că le va prezenta judecătorilor CEDO situația alarmantă a numărului mare de deținuți eliberați și gradul mare de recidiviști. Mai mult, Cătălin Predoiu susține că are și un plan de măsuri compensatorii, astfel încât condițiile de detenție să fie îmbunătățite. La ora asta n-avem la dispoziție alte lucruri decât sistemul de probațiune, cum spunea și dumneavoastră, așa cum e el, într-un picior, dacă vreți, și rămâne să-l dezvoltăm. De-abia am venit de o lună la guvern. Guvernul promite așadar și alocarea de fonduri pentru brățări electronice, dar și pentru reintegrarea socială a deținuților. Speră că astfel rata de recidivă va scădea. Legea de abrogare a recursului compensatoriu va fi votată mâine în plenul Camerei Deputaților, care este for decizional. În timp ce România este tot mai săracă în păduri, doar anul trecut s-a tăiat și s-a prelucat lemn, inclusiv la negru, de miliarde de euro. Ce soluție au autoritățile ca să oprească totuși ilegalitățile? Vă lămuriți imediat. De la 30 de lei un brad chel și pitic, la 3.000 de lei unul falnic de 10 metri înălțime. Iată cât costă la prima strigare brazii naturali care abia au ajuns în piețe și în magazine. Pentru anul acesta, comercianții au găsit o nouă strategie de marketing. Au scris pe afișe cât vor cere pentru pomi odată la câteva zile, în speranța că oamenii vor ieși mai devreme la cumpărături. Din țara moților, unde păzea de sus munții Apuseni, a fost doborât un brad de 9 metri. Stă ancorat cu funii și proptit de un gard în fața pieței Obor. Așteaptă să vină cineva și să dea cât cere stăpânul. Ce spun oamenii? Acesta cât costă? Nu putem spune. E dus la comandă și clientul unde voi să spunem. Cealalt 300, 400, 200, depinde de mărime. Rezistă până la Crăciun? Da. Rezistă până în februarie. Și dacă pui un cartof la baza lui, rezistă mai mult.
Brazii de pepinieră pornesc la târg de la 59 de lei. Afișul avertizează că pomii se vor scumpi până la sărbători, cu 10 lei la câteva zile. James, însurat cu o româncă, e gata să plece cu unul în spinare. We're leaving on holiday a little bit early, so we wanted to get something for the children before Christmas. The prices seem fair, what's to say? Which one did you like? The biggest one, but in a pot so we can replant it for next year. O investiție pentru până la 30 de viitoare Crăciunuri ar putea fi un asemenea brad de import adus din Germania sau din Olanda, numit Super Blue. Poate fi plantat în curte sau în fața blocului. Are creștere lentă, iar culoarea albastră a celor se intensifică odată cu trecerea timpului. Cei mai mici, de 1 metru, costă 70 de lei, iar aceștia falnici, de 1,80 m, 550 de lei. În magazinele de bricolaj, brazii autohtoni au intrat cu prețuri de la 35 de lei. Unul mic și unul mare. Unul pentru cine și unul pentru cine? Unul pentru noi, unul pentru noi. Între timp, deja a nins viguros, cu spumă de plastic, peste molizii, pinii și tisa din interior. Asta chiar m-ar fi interesat. E primul an? Cel artificial? Nu, am de ceva timp. Și ce-a pățit? S-a ofilit? S-a ofilit pe de ani de zile. Aceștia nu au nevoie de aspirină pisată sau cartof ras în suport, așa că oamenii vin relaxați, numai cu grija prețului, de la 100 la 1300 de lei. Ne pregătim, avem și un copil mic acasă. Asta poate fi o problemă, mai ales dacă ai copil mic în magazin. Așa mare vrei? Andy a decretat că vrea câte un pom pentru fiecare cameră a casei. Pentru a mea și pentru ai bunii. Și pentru mami și tati? Mami și tati, nu! 2019 a fost anul cu cea mai mare cifră de afaceri din istorie pentru companiile de exploatare forestieră care operează în România. S-au tăiat și prelucrat păduri de 2 miliarde și jumătate de euro. Mai mult de jumătate din bani sunt făcuți din ilegalități. Ca să le oprească, Ministerul Mediului a anunțat schimbări în sistemul prin care se urmăresc defrișările, GPS pe camioane și monitorizare din satelit. Iar de anul viitor vor fi interzise exporturile de bușteni în afara Uniunii Europene. România pare un paradis încă verde pentru companiile care se ocupă de tăierea și prelucrarea lemnului. Dacă în 2010 figurau aproape 4.000 de companii în domeniu, anul trecut erau înregistrate peste 6.000. În aceste condiții, cifra de afacere a ajuns la un record istoric, 2,5 miliarde de euro, cu 100 de milioane mai mult față de anul trecut. Pe de altă parte, România pierde în fiecare an aproape 40 de milioane de metri cub de lemn. Doar pentru jumătate există acte și s-au plătit taxe. Restul, cel mai probabil, au fost defrișări ilegale. Ministerul Mediului confirmă aceste cifre și anunță măsuri. Să limităm aproape de zero tăierile ilegale. Vom avea GPS pe toate mașinile care vor transporta lemnul. Punem camere de supraveghere video, inclusiv la intrarea în depozite sau pe drumurile naționale, județene sau comunale. Fiecare șofer de camion care transportă lemne va fi obligat să aibă un telefon inteligent cu GPS. Astfel va putea fi urmărit în timp real. Toate datele vor fi stocate într-un program care va ști exact unde și câte transporturi a făcut o companie. Cei care nu respectă noile reguli vor fi amendați. Mai mult, pădurile din România vor fi fotografiate din satelit de 2 ori pe lună. Un soft va compara pozele și va identifica defrișările, chiar dacă nu s-a tăiat la ras, iar copacii au fost doar răriți. Garda forestieră va merge acolo unde calculatorul indică probleme, astfel că vor fi de mare folos datele colectate prin GPS. Exportul de buștean să-l interzicem pe o perioadă foarte lungă de timp. Aștept datele colegilor din minister și da, aș vrea să ne prindă începutul anului viitor cu această reglementare operaționalizată. Sistemul numit SUMAL, cel prin care se monitorizează tăierile de păduri, va fi ajutat în continuare de cetățeni prin aplicația Inspectorul Pădurii. Raportările oamenilor ori apelurile făcute la 112 au fost de mare ajutor. În medie, un apel din 5 a dus la demascarea unei infracțiuni. Grav este că, în unele cazuri, nu au fost amendați făptașii, ci tocmai cei care au reclamat abuzurile. În peste 150 de țări din toată lumea, printre care și România, astăzi e Marțea Faptelor Bune. De Ziua Internațională a Generozității, oamenii îi ajută pe cei din jurul lor. Unii au donat sânge, alții obiecte, dar au fost și români care au strâns bani pentru cauze nobile. Ce e aici? Haine de donat. Ce hăinuțe ai pus acolo? O șapcă, niște pantaloni,
Elevii unei școli din capitală și-au făcut astăzi propriul bazar. Jucăriile pe care nu le-au vândut au fost donate celor care au prea puține sau deloc. Aceasta este cusută de mine dintr-un maieu vechi și am pus o roche și pot să fac alți copii fericiți, cum ne-am bucurat și noi atunci când le-am făcut sau le-am primit. Pentru al treilea an la rând în țara noastră, de Ziua Internațională a Generozității, oamenii sunt încurajați să facă o faptă bună și să doneze lucruri de care nu mai au nevoie. De pildă, numai la această școală au fost strânse deja 10 de pachete cu haine, jucării și încălțăminte. Toate vor ajunge la un magazin social din capitală. Avem două colaborări, cu o grădiniță din Brașov și cu o grădiniță din Solca, din județul Suceava. Lor le vom trimite separat cărticele pentru copiii de grădiniță și de clasă pregătitoare. Alții au donat sânge. Un domn m-a întrebat dacă donez pentru cineva anume și am zis că nu și m-a rugat să donez pentru cineva care e internat și are leucemie și m-a făcut să simt că într-adevăr gestul meu a contat. Într-o Românie normală nu ar trebui să existe oameni care așteaptă după sânge în spitale. Și la Alba Iulia au fost destui dispuși să facă fapte bune. Fiecare am adus o carte în biblioteca noastră personală ca să o donăm cu drag altora care au nevoie mai mare. Aceste produse sunt create din materiale reciclate de voluntari și ne-am dat seama că prin ele putem să ajutăm și alte cauze. Giving Tuesday presupune să te oprești din toată goana ta, muncă, efort, timpul tău alocat pentru tine, să te oprești și să faci o faptă bună. Iar cei de la Căminul pentru Persoane Vârstnice au avut parte de o surpriză. Cum se pare gestul celor care vă este foarte frumos. Nici m-am aștept. Eu sunt nouă aici și pentru mine a fost o surpriză. Giving Tuesday este o mișcare globală care a început în anul 2012 în New York. Este un răspuns la Black Friday, ziua în care omenirea cumpără cel mai mult. Lansarea faimosului calendar Pirelli are loc în acest an la Verona și nu întâmplător. Drama lui Shakespeare, Romeo și Julieta, este tema aleasă de fotograful italian Paolo Roversi pentru ediția din 2020. Gazda evenimentului este actrița Whoopi Goldberg, care a stat de vorbă cu colega noastră, Andreea Esca. Pentru prima dată, în acest an, faimosul calendar ajuns la ediția a 47 este însoțit de un film de 18 minute cu fotograful italian Paolo Roversi în rolul unui regizor care intervievează candidatele pentru rolul Julietei. Există o Julietă în fiecare femeie, iar eu nu voi înceta niciodată să o caut, spune fotograful italian Paolo Roversi, vorbind despre noul calendar Pirelli 2020. Dar cum este Julieta zilelor noastre? Rămâne de văzut. El crede că este curajoasă, puternică, ambițioasă și în același timp tandră, caldă, inocentă. Cum sunt le femmes d'aujourd'hui, à votre point de vue? Ben, je pense que sont plus libres, plus indépendantes, plus avec plus de caractère, de personnalité, mais toujours capables de beaucoup. Și nu le lipsește nici latura practică. It's really important to have a whole platform talking about it and the US has a general election coming up and it's really important just globally. I think we see political movements being led by young people and to be as involved in shaping our future as possible. Chiar dacă tema primordială a vieții este iubirea, una dintre Julietele din calendarul 2020 este Yara Shahidi, actriță și model de origine iraniano-americană, foarte implicată în campanii pentru drepturile femeilor. Juliet is somebody that I think has extreme courage and passion, and when I think about her in a modern context, I really do think about my generation and how many young people continue to advocate and fight for things that may seem impractical or unreasonable, but are really important. La evenimentul de lansare din această seară, gazda va fi actrița Whoopi Goldberg, ea însăși model pentru calendarul din 2018, semnat de Tim Walker. I'm here in Verona for looking for Juliet. It's all about us. People who are looking for love and looking for magic. You think about love? I think love is really grand. I think it's fantastic. I hope everyone finds it. Because when it hits you, it's just like, it's wonderful. Pusă pe destăinuire, actrița americană dezvăluie că sinceritatea și adevărul sunt calitățile pe care ea le prețuiește cel mai mult. He doesn't lie. He says, listen, my family hates your family, but I love you. So whatever you want to do, baby, I'm rolling with you. I like that. Were you in such a situation in your life? Maybe. Maybe. Cu aceeași onestitate, Whoopi Goldberg dezvăluie ce știe despre România. Is it the house of Dracul?
Yes. So that's about what I know. But it's an amazing history. Hello, Romania. Hello, Pro TV. Next time we meet, I will know much more about Romania. I promise. În cele trei decenii scurse de la Revoluție, industria românească a fost druncinată din temelii. Am plecat de la o structură planificată, subordonată statului și ne-am îndreptat timid către capitalism. Am câștigat eficiență, am dezvoltat domenii noi bazate pe IT, însă am îngropat aproape tot ce a însemnat industrie grea. Cifrele demonstrează totuși că producția este de trei ori mai mare ca valoare în dolari americani față de 1990. În plus, reușim asta cu o treime din numărul angajaților de altă dată. Cum aceștia lucrează în proporție de 90% în firme, putem spune că sectorul privat duce greul. Țara își trage seva tinereții și prospețimii din sutele de fabrici și uzine, din zecile și sutele de șantiere de construcții. După Revoluție, sutele de fabrici și uzine s-au lovit imediat de haosul creat în urma vidului de putere. Gândită într-o structură planificată, subordonată direct statului, industria românească a demonstrat repede că nu era pregătită pentru economia capitalistă. Marile întreprinderi nu aveau comenzi și nu aveau piețe de desfacere, iar lipsa de competiție și tehnologie au grăbit dezastrul. Criza economică atinge proporții nebănuite. Leul se devalorizează de 7 ori. Într-o inflație de 300%, prețurile explodează. Falimentele băteau la ușă. Sărăcia pune stăpânire pe țară. Jos cu guvernul! Încep privatizările în masă. Guvernul roman decide ca toate companiile de stat să fie deschise privatizării. Din păcate, erau foarte mulți coloși dintre aceștia care nu aveau nicio justificare economică. Era o completă absurdă. Au urmat în total 100 de acte normative care au stat la baza privatizărilor din cei 22 de ani cât a durat acest proces. Prima etapă a avut loc între 92 și 95 și s-a bazat pe privatizările spontane și MEBO. Privatizările spontane presupuneau asocierea dintre stat și privați. Procesul e greoi. În 93, de-abia se formaseră 721 de societăți mixte. În anii care au urmat, metoda și-a demonstrat inutilitatea. O uzină minunată în care se face viața. Uzina Republica a dispărut odată cu renumele ei interbelic. Înființată în 1939 de Nicolae Malaxa, fabrica era în anii 70 al cincilea mare producător de țevi de oțel din lume. După 10 luni de zile de la privatizare, nu am produs nicio țeavă. După ce a fost privatizată pe nimic, uzina a intrat în faliment. A fost lichidată în timpul guvernării Năstase și ulterior a căzut pradă firmelor de recuperare a fierului vechi. Uitați cum cară, cu sacul, cu saci. Privatizarea de tip MEBO s-a dovedit și ea ineficientă. Prin acest proces, activele unei companii erau vândute salariaților. Din 93 și până în 96, doar 837 de societăți au fost privatizate astfel. România a exportat până în prezent tractoare în peste 50 de țări. În anii de glorie la Brașov, un tractor se fabrica la 9 minute. După Revoluție, datoriile uzinei au sufocat producția, care a scăzut la 8 tractoare pe lună. Platforma a intrat într-un lent proces de privatizare. Angajații uzinei au ieșit deseori în stradă ca să-și exprime nemulțumirea față de tergiversările guvernanților. După eșuarea tuturor tentativelor de privatizare, în februarie 2007, guvernul Tăriceanu a decis lichidarea fabricii. Marca UTB este un certificat de garanție și un titlu de mândrie. Mândria uzinei Tractorul a dispărut definitiv după 82 de ani. În locul halelor de altă dată, extinse pe 126 de hectare, s-a ridicat un cartier cu peste 6.000 de apartamente și un mall cu 200 de magazine. Ne întoarcem în timp la cea mai răsunătoare metodă din istoria privatizării. Cuponiada sau programul de privatizare în masă a avut loc între 95 și 96. Hai să ne vorbim.
Milioane de oameni au stat atunci la coadă să primească gratuit tichetele de privatizare. Valoarea cupoanelor se ridica la 975.000 de lei în banii de atunci. Dacă societățile ar fi fost profitabile, oamenii ar fi avut de câștigat din dividende. Cuponiada a sfârșit prost. Alte 5.500 de societăți de stat s-au prăbușit în numele unei reforme pe care nimeni nu a gândit-o cu cap. Marii mamuți industriale au fost puși pe butuci. Cele mai dureroase privatizări sunt cele din orașele monoindustriale, unde toți oamenii trăiau de pe urma unui combinat. Oneștiul este un exemplu. Acest oraș care s-a construit pentru platforma petrochimică a fost ca un fel de boom și cam ca un boom, dar mai surd, dar și dispărut. RAFO, cea mai mare rafinărie românească, a fost devalizată de personaje controversate, grupări de criminalitate transfrontalieră și combinații financiare dubioase. Practic am fost sesizați din partea autorităților americane că în jurul RAFO este o filieră de spălare de bani. Chiar nu m-a interesat. Chiar nu m-a interesat pe mine sursa banilor. Industria mineritului era falimentară și ea. În Valea Jiului, producția scăzuse la jumătate față de 1990. Guvernul Radu Vasile propune în 97 concedieri colective. 20.000 de oameni acceptă să plece acasă cu salarii compensatorii. Minerii își cheltuiesc repede banii, iar Valea Jiului devine un butoi cu pulbere. Pietre! România intră în 99, în cea mai mare criză post-decembristă. Minerii vor să înlăture guvernul și pornesc în marș spre București. Președintele Emil Constantinescu instituie starea de urgență condiționată pe întreg teritoriul țării. Armata amasează tancuri pe autostrada București-Pitești. Primul ministru Radu Vasile se duce personal la Cozia să negocieze pacea cu liderul Miron Cosma. Prin o asemenea soluție au fost evitate de confruntări care puteau să aibă consecințe greu de prevăzut. Întreaga lume a văzut atunci cât de fragilă era România și cât a lipsit ca un protest sindical să arunce națiunea într-un război civil, iar țara în incapacitate de plată. Cu toate acestea, privatizările și restructurările au continuat până în 2014. 78% dintre ele au eșuat. 22% încă trăiesc. Construcția de vapoare a rezistat chiar dacă, după Revoluție, flota a dispărut. Investitorii din Olanda au preluat rând pe rând șantierele din Galați, Mangalia, Tulcea și produc acum vase de croazieră pentru piețele din vest. În paralel, procurorii DNA au cercetat cum a dispărut flota românească. Toate navele care au plecat din Tulcea până la Suna s-au vândut de 3-4-5 ori. Și am găsit azi puse pe burtă, tăiate, scoase și le vindeau la bucată. În 89 eram pe locul 3 în lume cu pescadoarele și pe locul 9 cu vapoarele comerciale. În dosarul Flota apare numele fostului președinte Traian Băsescu, alături de alte 79 de persoane. O expertiză ulterioară a arătat însă că prejudiciul din dosar este inexistent. Chiar dacă Aro a dispărut după 50 de ani de istorie, venirea francezilor de la Renault a salvat uzinele Dacia. Dacia a trecut treptat de la modelul Nova lansat cu mândrie în 95 la Dusterul zilelor noastre, care reprezintă 70% din producția actuală de la Mioveni. Automobile Dacia este în prezent cea mai mare companie din România după cifra de afaceri, cu un business de 5,3 miliarde de euro în 2018. Și industria auto din Craiova a rezistat tranziției. Autoturismul Oltsit, care a făcut istorie în perioada comunistă după un parteneriat cu Citroen, a fost înlocuit în 1994 de mașinile DU. Problemele financiare ale concernului sud-corean au determinat statul român să reia 11 ani mai târziu controlul asupra fabricii și a pregătit terenul pentru Ford. Americanii de la Ford au promis încă din 2007 investiții de 675 de milioane de euro și o producție anuală de 300 de mii de autoturisme. Ultimul model a fost lansat chiar în această toamnă. Vorbim așadar de involuție și evoluție în cei 30 de ani scurși de la Revoluție. Industria românească a pierdut aproape 2,1 milioane de oameni. S-au împuținat minerii, sondorii și strungarii, dar a apărut nevoia de informaticieni și specialiști IT. Am căzut fără să ne dăm seama în extrema cealaltă. Asistăm în prezent la cea mai gravă criză post-decembristă a forței de muncă. Și totuși, în cifre stăm bine. Față de 1990, producția industrială e de 3 ori mai mare ca valoare în dolari americani, iar asta reușim cu doar o treime din numărul angajaților de altădată. În plus, față de acum 30 de ani, sectorul privat este cel care ține în spate industria. Peste 90% dintre salariații de astăzi lucrează în firme private.
Următoarea știre le dă speranțe bolnavilor de cancer și în egală măsură celor care se tem de maladie. Cercetătorii Universității din Tel Aviv au reușit reducerea cu 90% a tumorilor pancreatice la șoareci, utilizând o moleculă folosită inițial în alt scop. În prima etapă, oamenii de știință au injectat șoarecii cu celule tumorale pancreatice. Ulterior, pentru a trata tumorile cobailor, izraelienii au folosit o moleculă utilizată până acum în cazurile de atac de cord. Rezultatele au fost spectaculoase. În 14 zile, tumorile s-au redus cu aproximativ 90%. Reușita e cu atât mai mare cu cât cancerul pancreatic este printre cele mai agresive forme de neoplasm. Studiul a fost prezentat în revista Oncotarget. Arhipelagul Filipine a fost răvășit de un taifun puternic care a produs numeroase pagube și cel puțin o victimă. Vântul care a suflat cu până la 235 de km pe oră a smuls acoperișuri și a doborât copaci sau stâlpi de electricitate. Furtuna însoțită de ploi torențiale a adus valuri uriașe în zonele de coastă și a provocat inundații în mai multe regiuni din estul statului Filipine. Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pentru că mai multe străzi au fost acoperite de apă și de resturi de copaci. De asemenea, sute de curse aeriene au fost anulate ori au avut întârzieri mari. Înainte de sosirea furtunii, autoritățile au evacuat peste 100.000 de oameni. Pentru că e decembrie, a venit vremea să vă prezentăm cel mai scump brad de Crăciun. A fost așezat în holul unui hotel spaniol, a costat 15 milioane de dolari. Valoarea nu e dată de soi, ci de decorațiunile extrem de scostisitoare. Printre ramuri, în loc de bomboane, au fost agățate diamante roz de 3 carate, diamante ovale de culoare roșie, dar și negre sau albe. Să nu uităm de safirele de 4 carate. Și pentru ca podoabele să nu pară stinghere, responsabilii hotelului din Marbella au adăugat pahare unicat, sticluțe de parfum și pene. Alianța Nord-Atlantică serbează împlinirea 70 de ani printr-un summit extraordinar la Londra. Întâlnirea este însă umbrită de tensiunile dintre Paris și Ankara, doi membri cheie. Înainte de începutul summitului, Donald Trump a avut un dejun de lucru cu șefii de stat ori de guvern din Europa de Est. După al doilea război mondial, trecând prin războiul rece și până la războiul împotriva terorismului, NATO a fost mereu piatra de temelie a păcii globale. Dar la reuniunea aniversară găzduită de Londra, tensiunile interne sunt mai puternice ca oricând. Macron și Erdogan schimbă declarații tăioase, la limita insultei, iar președintele american nu ratează nicio ocazie să le amintească țărilor membre de cotizații. As I told the countries, you have to step up, you have to pay. Cea mai presantă problemă o reprezintă Turcia, după ce liderul populist de la Ankara a achiziționat sistemul de apărare rusesc S-400 și cochetează să cumpere de la ruși și niște avioane de vânătoare. We are used to the game of Mr. Erdogan. What we are not, what we do not know is what the limits are and the danger is always is that someone will overstep the mark. Până una alta, președintele turc a răspuns furibund criticilor formulate de Emmanuel Macron cu privire la ofensiva lansată luna trecută de Ankara în nordul Siriei, împotriva milițiilor kurde sprijinite de țările occidentale. În opinia liderului francez, ofensiva este un simptom că NATO se află într-o stare de moarte cerebrală. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Wake up call. Astăzi a venit rândul lui Donald Trump să comenteze declarația lui Macron printr-o salvă de provocări. Very, very nasty statement to essentially 28, including them, 28 countries. France is not doing well economically at all. They're starting to tax other people's products, so therefore we go and tax them. It's a very tough statement to make when you have such difficulty in France. It's very disrespectful. Do you see a greater divide in NATO between the US and the rest? No, not with us. I'm looking at him and I'm saying, you know, he needs protection more than anybody and I see him breaking off, so I'm a little surprised at that. Astfel stând lucrurile, un deznodământ bun al summitului ar fi ca tensiunile și diferențele de opinie să rămână în spatele ușilor închise. Dar cu imprevizibilul Donald Trump în încăpere, asta nu e deloc ușor.
Un papagal care merge pe bicicletă, un altul care joacă basket în timp ce un al treilea pur și simplu se odihnește într-un fotol în miniatură. Toți au fost admirați pe îndeletă la expoziția de păsări exotice organizată în orașul bulgar Varna. Printre înaripate este și unul dintre papagalii cei mai mari din lume, originar din America de Sud.